Vă salut, dragilor! Somnul este o nevoie fiziologică de bază, asemenea setei sau foamei, fără de care nu putem exista. A devenit foarte clar în ultimele decenii că somnul nu este pur și simplu un moment în care sistăm toate activitățile mentale și fizice, ci mai degrabă un proces fiziologic esențial pentru om. Astăzi, la rubrica de sănătate, mi-am propus să aflu pentru voi care este legătura dintre somn și sănătatea inimii. I-am adresat această întrebare domnului dr. Mihai Tașnic, medic cardiolog intervenționist de specialitate. Iată ce ne-a răspuns. Somnul este un element indispensabil, fundamental al organismului. Astfel, un studiu întreprins pe un număr foarte mare de persoane, aproximativ 300.000 de oameni, a demonstrat că cei care dorm insuficient, ca durată sau calitatea somnului este una rea, au o incidență cu 20% mai mare de a dezvolta patologii cardiovasculare. În cazul în care un pacient sau o persoană aparent sănătoasă nu doarme suficient, nu doarme acele 9 ore pe parcursul a 24 de ore, prima patologie cardiovasculară care se manifestă este hipertensiune arterială. Deci, de fapt, un om care nu are un somn fiziologic sau suficient ca durată, el nu se simte bine, el nu se simte odihnit, nu are loc o recuperare suficientă a organismului după ziua precedentă, iar această senzație de rău în sine poate să ridice tensiunea arterială. Nu e vorba de un efect dăunător când o persoană una, două zile nu doarme suficient sau necalitativ, ci un somn necalitativ de durată care crește tensiunea arterială, ulterior tensiunea arterială poate crește numărul de bătăi cardiace, cauza careva palpitații. Într-o incidență mai mică apare din cauza somnului necalitativ infarctul miocardic acut sau ictus cerebral, dar totuși aceasta este provocată de un somn insuficient. Important este de menționat că un somn insuficient, el activează o serie de reacții inflamatorii la nivel de organism, iar oricare inflamație la nivel de organism poate destabiliza acele plăci de ateroscleroză la nivelul gâtului sau la nivelul arteriilor inimii, care într-un final duc la un infarct sau un ictus. Am vorbit despre efect unui somn insuficient, mai mult ca durată, însă dimensionat este că somnul trebuie să fie și calitativ. Un somn calitativ înseamnă atunci când omul se trezește odihnit, plin de forțe, chiar dacă ieri a fost foarte obosit, astăzi e gata să răstoarne munții. Important este de menționat că în cel mai recent ghid a Societății Europene de Cardiologie și Americane de Cardiologie de prevenție a patologiei cardiovasculare, calitatea și durata somnului este menționat ca unul din factorii de risc care provoacă și mențin patologiile cardiovasculare, chiar și le agravează. Somnul insuficient ca durată și somnul insuficient calitativ este un factor de risc, dar cel mai interesant că și un somn exagerat sau o durată prea mare a somnului, de asemenea, se menționează în literatură că ar putea stimula într-un fel sau altul dezvoltarea patologiei cardiovasculare. În concluzie, pentru a fi sănătoși, trebuie să luptăm cu factorii de risc. Factorii de risc cardiovasculari sunt factori care preîntâmpină dezvoltarea bolii cardiovasculare în viitor. Unul din factorii de risc cardiovasculare, social sau personal, este și calitatea somnului. Dacă dorim să fim sănătoși, trebuie să atragem atenția cât dormim, cum dormim și cât de odihnit și plin de forță ne trezim dimineața. Pentru aceasta trebuie să menținem igiena somnului, să evităm stresul înainte de somn, să evităm emisiunile agitante înainte de somn, să evităm alimentația înainte de somn, să utilizăm pierni și cearșafuri comode, atmosfera, temperatura comodă pentru somn și întotdeauna să ne adresăm la medic atunci când avem un somn necalitativ și ne trezim neodihniți. Dragilor, rețineți, un somn bun este important pentru menținerea stării de sănătate în general, cât și pentru prevenirea bolilor cardiovasculare în particular. Lipsa acestuia poate duce la afectarea tensiunii arteriale și la probleme de natură cardiovasculară. Fiți prudenți și respectați igiena somnului. Final de rubrică. Să aveți o zi cu spor!